Ce avem noi aici? Bună, bă! Salutare, prieteni! Uitați-vă în oglindă aici și pe bogăldeața noastră. Ce avem noi aici? Deci, aici avem un fel de studio, un garsonier, în Mamaia Sat, în care ne-am stat 4 zile, 3 nopți și a fost un timp foarte, foarte frumos și noi vrem să arătăm cum este apartamentul în care ne-am stat. Și am stat aici, am plătit la super prețul de 150 ceva de euro, cât am dat? Poate un picuț mai mult, dar nu prea. Da, în orice caz, cam ăsta a fost prețul. Hai să luăm așa, asta este hall-ul în 360 de grade. Avem aici ușă blindată cu calculatura aici, ca să apeși cu butoane, așa, țac, țac, să se deschide frumos, da, securitatea la maxim. Așa. Da, da, foarte, da, da. Foarte confortabil așa. Digital. Da. Aici, cum intre, avem, bineînțeles, sigur că da, baia. Foarte curată, foarte modernă. Tot aici a pus la punct, apretat, aranjat. Da. Duș frumos, curat. Așa, uitați-mă și aici. Hello. Și chiuveta și toate astea, foarte frumos. Foarte mult spațiu aici. Foarte mult spațiu pentru depozitare. O grămadă și astea, foarte frumos. Da. Așa, și acum iau înainte, ia să vedem. Aici avem living și bucătărie. Aici avem și living-ul, și bucătăria, și unde dormi, și unde mănânci. Foarte deci, frumos. Noi nu am folosit toate chestiile aici, pentru că noi nu am gătit aici. Da, avem pe inducție aici. Uitați și voi cât de curat e și astea. Avem aici plită pe inducție, foarte frumos. Avem aici un frigider foarte curat. Stai să vedem să nu uităm ceva în frigider aici. Da, n-am uitat, foarte curat frigider oricum. Avem cuptor cu microunde, televizor. Ah! Și încă un lucru frumos, patul, super frumos, curat, foarte modern. Un aer condiționat. Aici avem un aer condiționat nou-nouț, curat, Bortex. Și știi ce îmi place foarte, foarte mult? De multe ori nu am văzut în apartamente și fiecare dată ne-am luat al nostru. Este un aparat ca asta, care detectează gazul sau alte chestii. Un detector de gaze sau fum, nu? Da, da. Interesant, interesant. Și de cel mai tare lucru este că avem aici, bineînțeles, sigur că da, un balcon și plasă pentru tânțare, asta cel mai important. Și poate acum credeți, a, priveriștea este cum si cum sa, dar uite în stânga. Pentru că noi avem aici un scăunel, o masă și un alt scăunel, dar priveliștea, doamnelor și domnilor, din stânga, ia uitați-vă. To. Nu, Babi? Da. Ia uitați, chiar lângă plajă am luat aici. Foarte, foarte aproape de plajă. La 50 de metri de plajă. Vedeți cum arată? Uite. Foarte frumos. La etajul 5 arată superb. Singur chestie pe care am fost un pic speriată este bariera de balcon. A, bariera aici că nu pute... Mai ales pentru Charlie. Da. Aici, scobitura asta, diferența asta aici, da, unde poate ieși câinele, nu am lăsat-o pe balcon când era frică să nu cadă. E super, super locul acesta. Da, da. Și prețul? Prețul, eu cred, așa de aproape de plajă și imediat după sezon, eu cred că prețul a fost foarte ok. Da. Și a fost așa de modern, așa de curat și asta contează foarte mult pentru noi. Siguranța, da, curățenia, faptul că am fost ajutat să facem checking-ul și toate astea. Extraordinar acest loc, așa și, că... Și este inclus un loc de parcare. Da, și loc de și parcare privat, ceea ce privată, e foarte important pentru, da, noi. Deci a fost o experiență foarte, foarte frumoasă și noi recomandăm Mamaia Sat pentru fiecare persoană care place plajă. Noi, da, ne-am stat aici 3 nopți, cum am zis, 4 zile și pentru noi a fost destul. Pentru că noi suntem mai mult oameni pentru munți. Și am menținut curat, după cum puteți vedea. Noi suntem niște oameni necurați în general, pas ne lăudăm. În general, da. Asta a fost videoclipul. Sunt foarte curios ce voi credeți despre apartamentul acesta sau dacă ai fost la Mamaia sau la Maia Sat, cum a fost experiența voastră într-un apartament și ne vedem în următoarul videoclip. Așa că salutare tuturor, Doamne ajută și ne auzim. Pa, pa! Pa, pa.